Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Conceptele creează imagini false ale lui Dumnezeu. Doar uimirea mai poate sesiza ceva, spunea Grigorie de Nisa. Pentru a putea fi explicat un lucru sau un fenomen, trebuie pus în cuvinte potrivite, apoi formulat în concepte inteligibile. Când vine vorba însă de Dumnezeu, lucrurile se complică până la exasperare. Întrucât încercăm să-L descriem pe Dumnezeu, pe măsură ce o facem ne dăm seama cât de limitați suntem și chiar ne simțim vinovați. Tomul întregi de dogmatică încearcă să deslușească lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii, dar mai rămâne mereu ceva de spus, ceva de explorat. Tristețea e cu atât mai mare cu cât de multe ori nu mai există niciun dram de reverență față de temă și nicio înfiorare în fața Dumnezeului suveran. Tocmai din cauza aceasta, să nu ne mulțumim cu explicațiile și teoriile, ci să procedem la o relație personală cu Hristos. Să ne minunăm de ceea ce este El și de ceea ce face El cu noi. Uimirea va declanșa în interiorul nostru cele mai bune atitudini și va întreține o legătură profundă la nivel sufletesc. Să-L cunoaștem nu doar cu mintea, ci și cu inima.